Republica Moldova joacă un rol important în dialogul dintre Est și Vest. Este părerea ministrului ungar de externe Peter Szijjártó, care se află într-o vizită la Chișinău. Demnitarul de la Budapesta a declarat la întrevederea cu omologul său moldovan, Aurelu Ciocui, că oamenii de afaceri din Ungaria sunt încurajați să investească în țara noastră, mai ales că pe piața moldovenească activează deja întreprinderi mari cu capital maghiar. Diplomatul maghiar a menționat că Republica Moldova este punte de legătură între Est și Vest, mai ales că are parteneriat cu Uniunea Europeană și este membru al Comunității Statelor Independente. La rândul său, șeful diplomației moldovenești a spus că în cadrul dialogului s-a convenit asupra intensificării relațiilor dintre ambele state. Am convenit ca la mijlocul lunii mai la Chișinău să găzduim cea de-a patra reuniune a Comitetului Mixt Interguvernamental Republica Moldova-Ungaria, ședință care va fi însoțită inclusiv cu un amplu for al oamenilor de afaceri din ambele state. De asemenea, diplomatul maghiar, împreună cu ministrul educației de la Chișinău, Corneliu Popovici, a semnat un memorandum de înțelegere în domeniul educației, ceea ce va permite studenților moldoveni să acceseze 40 de burse de studii în Ungaria. A fost semnat și un acord prin care tinerii diplomați din țara noastră vor fi instruiți de către specialiștii din domeniu de la Budapesta.